Cleobulus. Învață să reziști cu noblețe schimbărilor sorții. Păstrează sănătatea atât a trupului cât și a sufletului. Nu fă nimic cu forța. E în firea virtuții, nu și a viciului, să fugă de nedreptate. Să-ți placă mai mult să asculți decât să vorbești. Nu râde pe seama celor caragioși, că-ți vor deveni dușmani. Nu-i disprețui pe cei săraci. Nu părăsi casa fără să știi ceea ce ai de făcut și nu te întoarce din nou acasă fără a realiza ceea ce ai făcut. Moderația este cel mai bun lucru. Nu deveni nechipzuit și lipsit de maniere. Trebuie să asculți, dar nu să tragi cu urechea. Nu te umfla în piene la fericire și nu te umili în nenorocire. Căsătoria trebuie să se facă între cei de-o seamă. Ascunde ce-ți displace. Nu da un motiv de bucurie la dușmani. Instruiește-ți în primul rând copiii. Ignoranța stăpânește pe cei mai mulți oameni, la fel ca și vorbăria, dar timpul prielnic pentru lecuire va sosi. Stăpânește desfătarea. Oferă apropiaților tăi cele mai bune sfaturi. Fii prieten virtuții și dușman viciului. Fii pregătit pentru reconciliere după certuri.